aia și unele. Citește, Marius. Dar nu mai sunt eu. Acum se alege deocamdată tot. Păi atunci considerăm că sunt întâlniți pentru desfășurarea ședinței și consult consilierii dacă vor să dea citire procesului verbal de la ședința anterior. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, contrariu? Nu. Eu, după cât știam, am terminat cu așa. Deci eu ne-am încheiat mandat cu asta. De acum încolo, propun ședinței să aleagă un nou președinte. Doamna secretară. Deci, ce îți propune pe ordinea de zi, primul punct de pe ordinea de zi este alegerea președintelui de ședință. Deci cine se propune cineva? Propune pe nouă președință. Următorul pe următorul. Deci Cocean Dumnezeu este propus. Cine este de acord? Deci toată lumea este de acord. Domnul Cocean Dumnezeu este declarat președinte de ședință pentru următoarele trei ședințe. Da. Trei minute de ședință. Da. În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 110 din 22 martie 2017, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 27 martie, orele 14, la sediul primăriei comune Sântule, în sala de Consiliu. Ordinea de zi următoare. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comunei, care s-a ales. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Sânduleni în anul 2017, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind decontarea de către ADIS Bacău către societatea Compania Romprest S.A. la tariful unic de 317,73 lei tonă fără tonă de gunoi, fără de lume, pentru colectarea deșeurilor municipale în mediul urban, în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău, inițiator primar comun. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator primarul comun. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADI, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 69 din 27-7-2016 privind implementarea proiectului de înființare rețea canalizare și stații epurare ape uzate menajere în Comuna Sândulei, județul Bacău, conform hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 14 februarie 2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul înființare rețea canalizare și stații epurare ape uzate menajere în Comuna Sândulei, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 8 din 14 februarie 2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul modernizarea drumului de interes local în Comuna Sântuleni și Bacău, inițiator primarul comunei. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorii economici prevăzut la în anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 78 din 22 august 2017 privind implementarea proiectului modernizare de drumuri de interes local în Comuna Sândulești, județul Bacău, conform hotărârii Consiliului Local numărul 8 din 14 februarie 2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul modernizare drumuri de interes local în
Comuna Sândulin, județul Bacău și ea, hotărârea Consiliului Local, numărul 21, din 27 februarie 2017, privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local, numărul 8, din 14 februarie 2017, privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul modernizare drumuri de interes local în Comuna Sândulin, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 14 februarie 2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economice pentru investiția construire grădiniță Comuna Sărbulen, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construire grădiniță Comuna Sărbulen, județul Bacău. Inițiator primarul comunii. 10 diverse. Supunem la vot. Supunem la vot. Trecerea primul punct. Nu, la doilea. Primul punct a fost. Proiect de hotărâri privind stabilirea programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunii Sândulen în anul 2017. Inițiator primarul comunii. E vorba de cei de la 4-16. Măsurile de funcție țară. Da, măsurile de funcție țară. Da, sunt anumite măsuri pentru gospodăria și funcție țară Comunei Sândulen în 2017. Repararea și întreținerea drumurilor, respectarea normelor igienico-sanitare, curățirea și salubrizarea digurilor și armarilor, toate aceste măsuri. Le-ați citit. Aveți întrebări? Întrebări. Eu mă așteptam ca să avem un program, pe etape, pe eșelonat, pe acțiuni, pe puncte de desfășurare, așa se știe și program. Eu cred că sunt generale, că la un moment dat respectarea igienico-sanitară în unități comerciale îl face periodic. Da, eu cred că e cea mai importantă activitate aceasta de spădărâri și comunitarea comunii. Da, dar ele sunt... Deoarece, practic, curățenia dintr-o localitate este oglinda gospodării, este oglinda localității. Nu, este oglinda viceprimarului, Ilea Ierșu, dacă vrei... El e gospodar. Da, deci, nu poate avea o comune, ea comune. Și eu vreau să spun că aceste măsuri sunt continuu, nu sunt periodice. Da, eu acum vreau să mai precizez faptul că apreciez faptul că în primăvara asta s-a declanșat acțiunea de curățire și înfrumusețare prin curățirea șanțelor, prin curățirea zonelor și în mod deosebit s-a reușit să curățe, nu în toate locurile, dar în unele locuri, acele terenuri, acele zone unde nu stă nimeni, unde nu locuiește nimeni. Sunt terenuri aparținând diferitelor persoane care acum s-au curățat. Ar fi bine ca să continue această activitate și în satele celelalte. Mă refer la Peșești, Stufu, Coman și în mod deosebit să continue cu curățirea șanțelor. Știți că sănătatea drumului dă șanțuri curate și destulate. Da, și e bine să facem mai des asemenea analize și asemenea analize să mai chemăm și medicul de comun și medicul de veterinar, pentru că au și un rol foarte bine determinat de păstrarea, curățenia, igienii, la igienizarea asta locuințelor, deci pleacă toate infecțiile și bolile care apar. Aici aș fi incompetat și chiar aș fi de acord. Dar aceste, în aplicarea acestor măsuri, să participe și consilierul local într-o zi când este liber. Adică să participe el cu cei de la 416 la curățitul șanțului, doar să asiste. Adică să participe și liber. E unul cu benefic, spre exemplu. Consilierii, în mod deosebit,
trebuie să aduc un aport mai substanțial la a vă consilia pe dumneavoastră, adică a vă da sfaturi, la a vă prezenta situații din teren și să participe într-adevăr și la activități concrete, practice. Dar însuși, denumirea de consilier, asta presupune. Nu ca să iei lopata în mână și nu, să treci la lopata. Nu, să ia lopata în mână, dar să participe, cred că e ok. Să participe și dumneavoastră, spre exemplu, inițiatorul unui proiect pe Coman, este Sal Canton, care a spus că într-o sâmbătă va participa toți consilierii din satul Coman la defrișarea râului, într-o zi de sâmbătă. Adică o acțiune care cred că, și mai mult de atât, cred că va veni și domnul Ionel. Eu sunt de acord să ridic oamenii, dar totuși ia și eu fac șantul. Eu mă ocup eu personal, depus balastul pe drum, dar trimiteți mașina cu balastul și șantul mă ocup personal, o zi. Și trei zile mă ocup. Păi e bun, vă ocupați de ceva. Dar o să zic oamenii, dar totuși ia. Și mă ocup. Și să participați la ceva. Da, corect. E bine. Adică Anton a venit cu o inițiativă, ne-a venit cu o inițiativă, dumneavoastră a venit cu altă inițiativă. Și eu las cu tot așa. Mă ocup. Dar să am mijloc de transport. Eu o să vin cu altă inițiativă. Să găsim o soluție de a reabilita drumul din Mateiești. Deci e impracticabil. Nu este admis ca un drum sătesc, un drum local, în sat să nu fie practicabil auto, să nu fie accesibil auto. Deci e inadmisibil. Da, în orice condiții, nu avem, nu mijlocul nostru de transport, rava nu poate urca, închiriem, găsim o firmă, găsim, alocăm suma necesară reabilitării drumului. Dar salvare ajunge? Nimic. Pompieri? Nimic. Aia e problema mare. Deci, acolo ar trebui făcute șanțurile că nu sunt și apa o ia pe drum, măcar pe o parte, chiar dacă este îngust, și balastrat. Nu vor, oamenii nu vor altceva, vor un drum practicabil. N-au cerut asfalt, n-au cerut apă, n-au cerut nimic. Vor să aibă un drum accesibil ca de la auto. E o zonă foarte grea și... Chiar dacă este grea, trebuie găsită. Eu știu, este foarte greu, foarte dificil, dar în aceeași măsură trebuie găsită și soluția. Da, trebuie găsit soluția. Dumneavoastră știți mai bine zona aia unde se ridică, așa, cu toate apele vin pe drumul ăla. Dacă rezolvăm problema șanțului și l-am pus balast pe drum, vă garantez că nu va mai fi nicio problemă. Ca să ajungă salvare. Nu poate să-l care rava, îl cărăm cu un mijloc de transport închiriat, un tractor, un știu, nu contează. Sau un camion 4x4, sau știu eu, nu știu. Sau un 8x4. Oricum, o soluție se poate găsi să rezolvăm problema. Acum, nu e un moft, nu sunt bărți, nu... Nu, e vorba de 100 de metri de drum de pantă. 100 de metri? În pantă, 100 de metri de pantă. În rest, na, e un pic de noroi, dar e practicat. Și sunt casele sus, mă. Bine, asta e scris. Să supunem la vot. Punctul 2. Fii de acord. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea de către ADIS Bacău către SECE Compania Complex ESA la tariful unic de 317,73 RON tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale în mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipale din județul Bacău, inițiator primarul comunei. Când a avut loc licitația, pe rural și pe urban, comunele din mediul rural plăteau, avind la licitație, SECE Lompresc cu 300 de lei, 320, că nu mai rețin atât de bine sumele, fără TVA, iar în mediul urban, 160.
adică cei de la oraș să plătească cei puțin mai mult, 317 fără TVA, astfel încât să se echilibreze. Cei de la oraș să plătească aceeași valoare pe tonă de deșeuri menajere ca cei de la țară. Adică ce vreau să spun, noi de la mediul rural plăteam mai mult pe tona de gunoi decât cei de la urban. De ce? Se spunea că distanța este mult mai scurtă, iar aici distanța este mult mai mare și pentru așa acoperi cheltuielile. Acum s-a ajuns la concluzia că e o situație puțin mai delicată și ADIS vine cu propunerea să aprobăm 317,73 lei tona fără TVA pentru mediul urban, tonă deșeuri menajere. Adică tona de deșeuri care este dusă la groapa de gunoi. Adică ceea ce plătește ADIS către SC Rompuiesc. Adică SC Rompuiesc este plătită doar pe tona de gunoi. Câte tone duce la groapa de gunoi, atâția bani ia. Până acum, din mediul urban, încasa 160 fără TVA, dar prin această hotărâre de Consiliul Local, care am dat-o, suntem printre ultimii, se va face un echilibru, adică cei din urban să fie același pentru cu cei din rural. Întrebați. Întrebare. Aici, sincer, nu prea am ce întrebări. Să supărim la vot. Nu e de acord. Abțineri. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacu, inițiator primarul comunei. Fiind în Asociația ADIS, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, da? Fiecare instituție asociată va trebui să plătească o taxă. Noi ne încadrăm pe o taxă de 2000 de lei, iar ca criteriu a fost populația între 3.000 și 5.000 de locuitori, 2.000 de lei. Această taxă a fost de mai mulți ani, din 2010, din 2009, nu s-a modificat, așa le țin eu că nu s-a modificat, s-a plătat, știu că s-a modificat doar pe Bacău sau pe Onești, dar nu sunt sigur. Este aceeași taxă și în fiecare an trebuie să aprobăm aceeași taxă. Deci s-a făcut pe precizată doamna Jucuță. Întrebări? Ca să putem să plătim, trebuie să avem hotărârea Consiliului Local. Sunt întrebări? Punem la vot. Cine e de acord? Abținem. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIT, inițiator primarul comunei. Aceeași foarte răcit, aceeași situație ca ADIS, facem parte din ADIT Bacău, tot pe un criteriu de populație, supune la vot suma respectivă, care este 1000 de lei. E mai mică decât 1000 de lei. 1000 de lei. Întrebări? La vot. Spunem la vot. Cum sunt întrebări. Abținem. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorii economice prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Local numărul 69 din 27 a 7-a 2016 privind implementarea proiectului de înființare rețea, canalizare și stație epurare apei uzate menajere în comuna Sălbure, județul Bacău, conform hotărârii Consiliului Local numărul 10 din 14 februarie 2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul înființare rețea, canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sălbure, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. O să mă întrebați, dom'le, ce atâtea indicatori tehnici economici? Am aprobat, vedeți, acolo pe 14-a doua, vedeți, cel puțin la punctul 8, doamna juristă a venit cu o idee și foarte bună, o idee foarte bună, un continuu indicator tehnici economici. Știți că suntem, acum s-au deschis sesiunea pe fonduri europene, pe sub măsura 7.2, dezvoltarea infrastructurii la scară mică, grădinița și drumurile. Ce s-a întâmplat? Noi am dat o hotărâre de Consiliul Local pentru înființare rețea canalizare pe 9.000, nu mai rețin, 9.027, dau un exemplu.
Ei, consultantul, lucrând pe acel devizier, dar nu pe un devizier pe programul de deviz, pe programul direct de la AFIR. Și vedeți acolo, devizierul de la AFIR, ăla nu rotunjește, ăla nu-i deștept. Adică ce spune, domnule, îmi spui exact și îmi rotunjești la sfârșit. De exemplu, devizierul general pe care l-ai prin program, dacă ai 255,5, te va duce pe 256. Iar nu te rotunjește, te rotunjește la sfârșit. Și era vorba de doi bănuți, s-a schimbat devizul și, bine, nu-ți convine să nu faci ce spune consultantul. Nu-ți convine, adică consultantul spune, domn primar, fă așa, eu trebuie să... Adică nu poți să spun că la un moment dat, domnule, dumneata, ești de vină, s-ar putea să nu ți-a promis proiectul și atunci ce faci? De dacă ți-a spus asta, tu trebuie să faci asta. Și pentru doi bănuți, doamna juristă știe, doi bănuți. Așa, o situație a fost și la drumul de interes local, era suma de 7.020, nu? 7.020 și acum este 7.018. Adică... Tot cu doi bănuți. Da, și tot bine, nu stă. Și trebuie neapărat să modificăm toate acești indicatori termeni economici în continuu la solicitarea consultanților. Spre exemplu, la grădiniță, când ajungem la grădiniță? Întrebări pe acest întrebări. Să supunem la vot. Abțineri. Punctul 7. Proiect de hotărâri privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 8 din 14 februarie 2017 privind actualizarea documentației tehnico-economice în faza studiului de fezabilitate pentru obiectivul modernizare drumuri de interes local în Comuna Sândulin, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei. Acum, drumul. Da. Același lucru ca la punctul 7, numai la aceste investiții. Da. Aceeași situație, am prezentat și 8 și 9, implementarea acestei investiții, aceeași situație, 7 și 8. Adică... Discuții? Și pe 7 și pe 8. Întrebări? Drumul. Domnul Iulian. Dar nu, asta e vorba de proiect, e vorba că nu bat sumele, cifrele. Punctul 7. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 9 din 14 februarie 2007 privind modificarea indicatorului tehnico-economic pentru investiția construirii grădiniță Comuna Sândulin, inițiator primarul comunei. Ce s-a întâmplat aici? Pe dotări. Deci dotările sunt cheltuieli nerigide. Proiectantul a dat niște valori și a spus așa, scaune, mese, nu știu ce, un scaun, 50 de lei, o masă, 100 de lei, și a dat niște valori. Și la sfârșit o calcula că toate aceste valori, frigider, 10.000, mașină de spălat, nu știu cât. Și când a calculat toate aceste valori, a ajuns la suma de 47.477. Acum s-a modificat valoarea pentru că s-a cerut oferta și s-a modificat. Da. Aici, asta este situația și cu grădinița Sândulin. Să supunem la vot. Cine de acord? Potrivă? Abțineri. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului construirii grădinițe Comuna Sândulin. Inițiator primarul comunei. Pentru a aproba indicatorul tehnico-economic, trebuie în primul rând dumneavoastră trebuie să fiți de acord cu implementarea acestui proiect. Aprobat. Da, pentru a fi aprobat. Deci, în cadrul documentației care va fi depusă pe HCR, una dintre condiții este HCR-ul de implementare, adică Consiliul Local, pe lângă aprobarea indicatorului tehnico-economic, mai trebuie și un HCR de implementare.
Discuții? Și la celălalt timp. Da. Cred că am făcut proiect, acum nu mai aprobăm. Da, glumit. Că cum să nu meargă, dacă nu merg toate, n-au firul lor, toate, toate, trebuie să meargă pe toate. Faci proiect ca să te uiți la el. Da, s-au cheltuit foarte mult la alte proiecte acum. Când trebuie să le dea, cum să le pune? Chiar domnul trebuie să mă întreba, domnule, care va fi aprobat? Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Păi și dacă nu pui? Proiect. N-ai ce aprobat. N-ai ce aprobat. Eu și i-am spus că pe canalizare sunt sigur. Pentru că am un document, documentul care acel document nu este eliberat de nicio primărie din România. Și acel document am demonstrat că este solicitat de primar Sădureanu, de mine, corect. Noi suntem, deci pe fonduri europene, pe POIM, da? Investiții în canalizare, în apă și canalizare. Și îmi spune acolo, sunt trei etape, etapa 1, 2 și 3. Noi suntem în etapa 3, nu suntem nici în etapa 1, nici în etapa 2. Și nu suntem pe FEADR, nici pe POIM, nici pe fonduri europene, indiferent, nu suntem. Suntem în etapa 3, pe alte surse. Pentru depunere, a fi luat solicită avizul operatorului regional, adică avizul de la CRAB. CRAB-ul nu ne-a emis acel aviz pentru că a precizat că noi suntem pe investiții pe POIM, adică restricție o investiție a lor. Din verificări efectuate, deci eu am primit acel aviz, nu am știut despre ce este vorba, la un punct, cei de la CRAB au precizat așa, că nu se pot pronunța asupra documentației tehnico-economice. Eu am vorbit cu doamna director de la CRAB și am explicat, doamnă, dumneavoastră, nu aveți oameni de specialitate astfel încât dumneavoastră să vă pronunțați asupra unui proiect. Adică îți trebuie verificator de proiect, îți trebuie expert, îți trebuie proiectanți. Dumneavoastră nu aveți capacitatea. Și dumneavoastră nu ați ținut cont de sugestia mea și mi-a dat un aviz cu condiția aia, cu explicații. Și mi-a respins proiectul pe canalizare. Și am avut proiectul pe canalizare. Acum, am vorbit cu doamna și am zis, doamna, e o situație puțin cam complicată, că nu s-a eliberat niciun aviz pe județul Bacău, niciun aviz. Și am spus, nu vă supărați, voi face toate demersuri de obținere a acestui aviz. Că nu e corect, noi suntem în etapa a treia, care precizează din alte surse. Ce surse pot să aduc eu acum 90 de miliarde de dune? Cine dă 90 de miliarde? Alte surse. Nu s-a convins nici și atunci și o altă legătură cu firma Fitchner, cea care a realizat consultanța pe master plan și domnul respectiv mi-a spus, domnul, explicați-mi și mie care e situația de la Sădureni. Că e situația care nu înțeleg. Doamna director, nu o să-i spun numele, îmi prezintă situația într-un fel, dar vreau și eu de la dumneavoastră să ascult un punct de vedere. Și am explicat situația, punctul meu de vedere. Și am explicat cele două situații. Că nu sunt în etapa 1 și 2 pe master plan, sunt în etapa 3 din alte surse. Alte surse, nu sunt în 1, nici în 2. Și am explicat și a doua situație, când, dacă aș fi fost în etapa 1 sau etapa 2 pe POIM, asta ar fi însemnând ce? Pe Comuna Sândureni avem 37.813 metri în iar de drum. Da? Ei au spus așa, pe Comuna Sândureni nu aveți decât 22 de kilometri prinși pe POIM. Dumneavoastră aveți un SF-ul, adică niște planșe, niște ridicări topă, niște trasee. Deci niște trasee, aveți nu. Și atunci de ce mi-impuneți mie să nu fac de la 22 până la 15, 12 km, când dumneavoastră nu aveți trasee? Lăsați-mă să fac eu traseele mele de 12 km, prin alte surse, că nu sunt pe POIM la dumneavoastră, iar restul de 22 de km, cine le va face? Că nu le va face POIM, că nu ai cum. Măcar lasă-mă să fac acei 12 km. Și domnul de la Fitchner a înțeles, un om foarte, adică o firmă austriacă, și mi-a trimis către CRAB explicația necesară după ce i-am vorbit cu dumnealui și am avizul operatorului regional. Eu sunt singura comună care am acest operativ regional de la CRAB. Și de asta v-am zis, sunt sigur că acest proiect va fi aprobat. De ce? Și al doilea criteriu de selecție pe care eu cred că îl voi îndeplini este că pe canalizare
nu poate să bagă comunele. Nu știu care este fenomenul, dar nu se poate să bagă în comunele mult pe canalizare. Cu toate că fără canalizare e puțin mai greu. Întrebări, vă rog frumos. Dacă nu se așteptăm implementarea proiectului. Depune. Pentru că vedeți că cât durează. Nu se știe că durează. Se știe nimic. Nu vedeți că nu se știe nimic. Din 2013 până acum nu s-a cheltuit un loc din fonduri europene. Ce vor? Ei spun acolo, ce s-a cheltuit? Nu s-a cheltuit nimic. Au rămas niște bani în 2013, ca să știți. Că și nouă ne dădea 2 milioane de euro, 2 milioane jumate, pe proiectul făcut de domnul Dumitru Vasile. Domnul Dumitru ne-a aprobat acel proiect într-o luni de zile. Dar condiția era așa, ca din acel proiect tu să nu fi făcut nimic. Asta era condiția. Și noi cumpărasem prin fonduri europene bună. Dar nu știm câte comune până la urmă s-a aprobat acel proiect. Nu știu. Știu că la un moment dat doamna Munteanu a solicitat dacă din investiții respective. Adică nici nu puteam să mint că n-am făcut nicio investiție. Nu aveam cum să mint. Adică nu ai cum să minți. Dar nu poți să minți, adică... Să supunem la vot dacă nu mai sunt întrebări. Ține. Punctul 10. Diverse. Acum așa. 11. Am depus și pe Planul Național de Dezvoltare Locală, vedeți vestitul ăla PNR, care vedeți la televizor, și vreau să spun că nu e adevărat ce spune, are un punct de vedere, ca să nu e un punct de vedere. Domnul, unul de la televizor, domnul cu B, nu știu cum îi zice, care a spus că aceste proiecte vor fi depuse numai de PSD. Nu, domnul. Când a venit Sevil Șaide, i-a chemat cu toți primarii. Adică, ce vorbim cu toți primarii? Toți primarii, adică, ce vorbim? Și a fost la piața, la neața, a venit, adică, nu poți să spui că... A spus un jurnalist de la o televiziune care e contra PSD-ului, nu vă spun televiziuni. Realitatea. Deci să nu fim... Dar nu este corect, pentru că când a venit Sevil Șaide, a fost toți primari. Și a fost și Cipuian, prietenul meu, că Cipuian chiar nu voia să depun și eu am o depune ceva. Și am depus pe Planul Național de Dezvoltare Locală și aici, domnul Tăpăduș, am pus puntea de la Tisa. Da, ai pus mații. În Tisa, puntea de la Matei este. Dar nu s-a acceptă greșeala, nu, rămâne ce a zis, rămâne valabil ce a zis. Am pus drumurile, am pus grădinița, adică încercăm pe mai multe surse să găsești finanțare. E foarte greu. Adică încerci să depui. Ce să depui proiecte. Acum, și cum până la urmă puntea de la Mătești chiar nu e așa aprobare? Cum e? Sau o construim din buget local? Am zis că e depusă pe Planul Național de Dezvoltare Locală. E depusă pe Programul Național. Acum, eu sincer să fiu... Dar nu prea ai cum să nu primești. Eu vă spun că nu mai e cum dacă tu, statul român, vezi un punct început, s-a pus poate acolo și început în 2005, înseamnă că tu, cum să nu dai bani pentru puntea aia? Nu dai bani pentru, haideți, n-am mai pus școala de la Sândoia, fac din bugetul local, că e valoare mică, 8 miliarde, pe o valoare mult mai mare. Și atunci, domne, nu pun-o, fac pasă de bugetul local, dar aia, cum să nu? Apropo la școală, facem vreo sală, un laborator de chimie, de fizică, de... Totuși, eu zic că lipsesc lucrurile astea și elevul de la din mediul rural, că nu prea sunt, în general așa, pleacă cu un handicap către oraș. De cum vedeți dumneavoastră soluția la ce problemă? Să încercăm să dotăm din spațiile care se vor face, sălile de clasă, să știu eu, dumneavoastră ați orientat mai bine. Să-l dotăm ca și laborator, să știu ceva de genul. Nu am nimic clar, că vin discuția despre școală. Pe viitor, știu eu. Dumneavoastră sunteți... A urmat cursul de domeniu școală. Și a spus la liceu, la o școală generală.
Laboratorul de chimie este laboratorul de chimie. Profesoara de chimie își închide laboratorul și își duce copiii în laboratorul de chimie. Cum credeți că va funcționa un laborator de chimie, da? Atât timp cât tu nu ai spațiu, nu ai săli, nu ai... Păi acum prin extinderea asta să dedicăm o sală pentru laboratorul de chimie să rămână doar. Nu pai cum. Sunt 4 săli de clasă, marginate, 4 săli de clasă, ca în cealaltă sus și nu știu ce jos, în care vor învăța copiii de... Și în extindere câte săli vor mai fi? Încă 4 săli. Poate prevăzut în viitor, etaj, cu prevăzut... Da, etaj. Vedeți dumneavoastră, acum oamenii nu mai... Mai mult. Eu, oamenii nu mai pun accentul acum pe construițiile școli. Adică chiar și în, acum nu vreau să, chiar și în campanie, domnule, ce atâtea școli, ce atâtea școli. Dar chiar nu s-a văzut că nu erau condiții. Eu apreciez ce spuneți dumneavoastră, că puneți accentul pe școli. Am făcut să-i fac pe toate. Am făcut o glos, o extindere, acum eu fac o extindere, ia ideea de etaj. Măcar să rămână predispus pentru a se putea construi pe, pentru că ce este situația de acum nu va semăna cu cea de peste 2 ani, 3 ani, nici măcar cu cea de la anul. Eu știu, poate posibilitățile de finanțare vor fi mai bune. Văd că dacă ni se aprobă aceste proiecte, timp de 4 ani de zile nu se mai face nimic decât aceste investiții. E destul de mult. Nimic? Nu e puțin. Eu vă spun așa, că stau în dilemă să continui și școala asta. Vă dau mult. Dacă acum, dau un exemplu, într-o lună de zile trebuie să-ți dea, să vezi dacă ți-a aprobat sau nu. Dacă ți-a aprobat grădinița sau drumul. Dacă tu nu poți să mai faci nimic. Trebuie să stai și să pui bani inexcedent acolo și să ții bani. Și când ai nevoie să-i duci, zic eu. Pentru că acolo trebuie să ai și niște contribuții de la bugetul local. Adică ai avizi, ai taxe, ai dirigente de șantier, ai sunt mai multe. Și atunci tu trebuie să ai o contribuție din bugetul local. Nu mai dețin atât de bine, dar știu că la grădiniță sunt vreo 7 miliarde din bugetul local. Dintre care 5 miliarde 500 sunt dotările. Adică pe grădiniță statul nu îți dă decât 500 de milioane. Tot ce pui în plus trebuie să pui tu. Iar la canalizare va fi cea mai grea situație, că statul nu-ți dă decât 1 milion de euro, iar valoarea investiției tale pe capitol 4 este de 78 de miliarde de oameni. E o situație enorm de grea, extraordinar de grea. Statul îți dă 45 de miliarde. Și nici ea nu ți-i dă pe cheltuie eligibile toate. Iar din aia 1 milion de euro s-ar putea să-ți dea 900 de mii de euro. De ce? El vine la licitație cheltuie eligibile și pe cheltuie eligibile. Și el nu știe cum vine la licitație. S-ar putea să vină pe cheltuie eligibile pe o valoare mai mare decât pe valoarea asta. Iertați-mă. Daniel, ia loc. Hai, spune repede. Da, bine. Da. Hai, Nelu, că nu mai pot. Nu. Nu știu ce spune. Deci e o situație de așa. Deci 45 de miliarde și 78 de miliarde. Deci canalizarea ne va usca. V-am explicat și împrumut. V-am explicat și cu împrumut. Statul se oferă împrumut. Și băncile și tot. De exemplu, a fost ordonanța 12, parcă rețin, în 2014, când am împrumutat Vuldo, atunci am primit, a fost o lovitură bună, adică un ajutor, nu lovitură, ajutor foarte mare primărilor. Toți banii pe care am împrumutat, statul mi-a dat înapoi. Spre exemplu, eu am o rată și acum la Vuldo de 800 de milioane pe an. Statul mi-i dă aia 800 de milioane. Dar dacă te împrumuți la stat, de la DGFP, dacă te împrumuți de la bănci, nu o să mai dă stânză. Adică statul... E greu să consideri o rectificare bugetară de 2.500.000 când tu trebuie să pui 20 de miliarde. E greu. 20 de miliarde, ce vor zic? Bugetul local al unei primării este de 4 miliarde în taxe și impozite. Gândiți-vă, în 4 ani de taxe și impozite, sunt 4-4-16 miliarde. Pe două mandate. Ai, e foarte.
E foarte primar. Mergem pe principiul locuinței cumpărate în rate, te locuiești în casa respectivă, te folosești ea și o plătești 20 de ani. Că nu știu dacă în 20 de ani reușești să pui banii deoparte, mai ales că va trebui să plătești chirie, nu? Luăm invers. Vedeți dumneavoastră orice investiție care este făcută? Nu se face ușor. Nu, nu-i vorba de asta, nu? Cine face o investiție se gândește la ceva. Ca dumneavoastră, ca și privat, faceți o investiție. Primul lucru la care vă gândiți dumneavoastră, dacă ce? Ok, da. Dacă vă scoateți cheltuieli. Și acum eu vă pun o întrebare. O investiție de asemenea amploare, în care sunt 12 km, iar populația este așa cum este, nu spun cum este, cât se vor acolo? Să-ți răspuns la întrebarea care ați pus-o dumneavoastră înainte. De ce nu fac, de ce nu se omoară comunele să depună proiect pe care l-a zis? Cine nu se racordează la canalizare? Nu se racordează. Nu se racordează. Da, foarte puțin. Se racordează foarte puțin. Este cam cât ar ajunge, că nu știu acum, un cost la o racordare la canalizare? 6 mila. Și pe lună cât va fi? Plătești canalizare, nu? Păi, plătești canalizare. Plătești apa, plătești canalizare. Apa separat, separat. Pentru noi, pentru noi nu e o problemă, dar pentru marea majoritate e o problemă, să știi. Sunt în special cetățenii sunt influențe de cei plecați în afară. Ca să te racordezi, trebuie să ai grup sanitar în casă. E ok. Și să ai apă. Spuneți și mie acum, că am o statistică, dacă o chem pe Ancuța, câți oameni au bani în casă? Apă curent în casă și 20% dacă am. Dacă nu, nici 20% nu. Poftim? Când poate să iei casă 90%? Noi bogați acolo de asta, așa de mare. Nu, Ionel, la tine pe oșa mă așa. Nu m-am gândit, dar sunt 10. 10 case. Din 70. Nu luați, Sândulenul, centru, tot. Păi da, ideea este că și s-a pus proiectul pe Sândulen. Bine, măcar să pornim câte puțin de undeva, că așa pe toată localitatea cred că nu va fi niciodată, dacă... Da. Păi dacă n-ai canalizare, om, ce să fac? De ce? Un casă? Nu, nu au putere. Pentru unii, da. Nu sunt bani. Nu sunt bani, să știți. Degeaba spuneți. Nu orașul sunt bani. Tăi, noi trebuie să gândim în viitor. În viitor. Poate în 10 ani, trebuie să gândim în viitor. Gândim să facem un sondaj. Trimitem în teren oameni, să vedem ce se vor acorda. Trebuie să vădă un exemplu. Chiar astăzi, cineva, curățenie, nu spun că nu este corect cu societate, bogă, e bogă. Și nu și-a plătit impozitul. Și vine să facă niște acte de la notar și am explicat, domnule, la notar trebuie să fii cu certificatul pe zero. Și el are 12 milioane. A negrit. Trebuie să spun cine că nu are. Tanti Tereza lui Albert. A negrit. Tanti Tereza lui Albert. Adică cum să te duci la notar? Dacă și i-am spus astăzi, măi, dar țața Maria Nea Ion Carinari, mai de capul și plătesc impozitul meu, taie datoria aia. Și sunt. Și altă situație. Nu vorba și sal de o parte în alta, oamenii care sunt bogați și competenți, mai competenți. Vrea să știți cine au venit cu cele mai multe și mi se pare penibil. Eu vă spun, eu mă uit la mama mea, e modestă, da? Dom'le, ai copii în Italia, la noi, în Germania, în Franța, nu spun de unul de altul, Doamne ferește, nu spun. Dom'le, vii, îmi faci o hârtie și te scade la sală vizală. Tanti, dar n-am cum să te scad, nu înțelegi că nu am cum. Fă-mi rost de un document. Sunt 800 de persoane plecate din comuna Sândorene în străinătate. Eu dacă semnez 800 de cereri, toată suma aia mi se impută mie. 8 ori 4 sunt 320 de milioane. Pentru ce? Adică chiar nu se înțelege că acel lucru care vine din sănătate și nu s-a, n-am nimic cu nimeni. Mă uși la nepoată mea și peste tot. Și eu ne-am știe. Scoate mai mult de gunoi decât scoate chin Dumitru Vasile.
întâmplat, poate că unul, e vorba de la, de la Bărzulești, tot timpul ziceți de ăla. Dar uitați de exemplu, de la copiii mei, de la intrare, întrebați-i pe ăștia cu mașina. O luat măcar un kilogram de gunoi, s-a de la Cristi, că stă în capătul satului, și domnulare, măcar sunt la mine, că eu le-a scos atunci asta. Și atunci a pus problema. Păi nu ai domnulare înapoi. Poftim? Vine, dar nu e nicio problemă, scăpăm așa. Da. Și atunci ne-am auzit și noi la televizor că spune, domnule, dacă, mă rog, stau în străinătate și plătesc acordat, da. Și atunci a pus și întrebarea, domnule, poate să plătească sau a să scăpi sau nu? Și un pic, numai un pic. Și plus de asta, copiii mei, adică unul dintre ei, nu vine nici anul ăsta, că nu a fost din 2 ani acasă. Și atunci să plătesc dărul la primărie, plătesc. Ca idee, cam ce-ar conține gunoiul, cam ce-ar conține gunoiul celor care vin din străinătate în august și pun la poartă? Mănâncă mult. Nu, ce-ar conține? Ar conține cartoane de la Baxuri, ce știu... Sau chiar dacă este... Da, alea sunt toate purtătoare de impozit. Bunos. S-a plus de asta, domnul, cum am zis, domnule, da, purtătoare de impozitul român.